A doua seară de proteste la Cluj-Napoca a scos din case peste 5.000 de clujeni, vizibil nemulțumiți de modificările pe care partidul de guvernământ le-a dus codului de procedură penală cu două zile în urmă. Oamenii s-au adunat în Piața Unirii din centrul orașului puțin după ora 19, în urma unor anunțuri și mobilizări făcute pe rețelele de socializare. Cei adunați în piață au fost acompaniați în scandări de câțiva toboșari, care au ținut ritmul scandărilor anticorupție. Clujenii prezenți în piață susțin că au ieșit pentru că nu sunt de acord cu felul în care legile justiției sunt modificate în aceste zile. Care e principala dumneavoastră nemulțumire? Păi, legile astea care se fac acum și care se fac după cum vor ei, ăștia care le fac. Nu sunt de acord. În primul rând, legile justiției care oarecum îi favorizează infractorii și corupția. Și este ceea ce ne dorim și este motivul principal pentru care suntem în stradă azi. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, am crezut că ne trag după ei în civilizație și guvernarea de acum ne trage înapoi. Puțin după ora 20, numărul protestatarilor a crescut semnificativ, iar cei adunați în Piața Centrală au votat să plece în marș spre cartierul Mănășturi. Coloana a fost însoțită de forțele de ordine pe tot parcursul evenimentului, traficul rutier fiind oprit pe strada Memorandumului, unde singura bandă deschisă traficului rutier a fost cea pentru transportul în comun. Pe drum, clujenii au scandat împotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, căruia i-a urat la mulți ani cu executare. Ne-am săturat de, în primul rând, de cei din Parlament și mai ales de cei de la guvernare, care până la urmă sunt PSD-ul, și care au câștigat alegerile cu un număr de 3 milioane de persoane într-o țară cu ceva mai multe milioane și care le-au promis multe spitale, le-au promis multe școli, le-au promis o viață plină de bunăstare, dar de una jumate de când sunt în conducere nu fac altceva decât să lovească în justiție. Este a doua seară de proteste aici, la Cluj-Napoca, iar oamenii care au ieșit în stradă spun că protestează față de modul în care legile justiției sunt trecute, în special rapiditatea cu care acestea au fost trecute în ultimele zile. Un lucru specific clujenilor este și nemulțumirea față de partidul UDMR, pe care cei cu care am vorbit susțin că UDMR-ul ar fi părtaș la modul în care legile justiției sunt schimbate, susțin ei, în interesele politicienilor corupți. Poate și până și maghiarii, în mod normal, susținătorii UDMR au fost nemulțumiți de alegerea făcută a partidului lor. Odată ajunși în cartierul Mănășturi, cei peste 5.000 de protestatari au fost întâmpinați de echipe de voluntari care strângeau semnături pentru a nu le mai permite celor condamnați penal să ocupe funcții publice. Strângem semnături pentru campania fără penal în funcții publice pentru că e nevoie. Stand mobil în intersecție? Stand mobil, urmărim protestul, suntem parte din protest, am strâns deja de vreo 5 ori și mai strângem până cât reușim în seara asta. Satu mare, da? Puțin după ora 21, coloana s-a întors pe strada Câmpului sub privirile curioase ale mănășturienilor ieșiți la balcon ca să privească manifestația. Noi proteste au fost anunțate în Cluj-Napoca și în această seară, dar și în mai multe orașe din România.